Tare. Băi, ceea ce vreau să vă întreb pe voi, dacă vă mai aduceți aminte când începuse campania de vaccinare, era vorba că parcă nu o să se facă diferențe între cei vaccinați și cei nevaccinați. Știu, clipul ăsta o să adune multe comentarii nasoale, multe comentarii urâte. Dar ce vreau să zic? Ideea e că eu sunt nevaccinat, dar nu mi-am făcut vaccinul și nu o să-l fac până nu o să fiu obligat, da? Dar de diferențele astea care nu se fac, vreau să vorbim. Am văzut aici în Sibiu la mine că rata de infectare a ajuns peste 3 la 1000, da? Na, în situația asta, noi, ca să putem merge, dau un exemplu, mall-uri, cluburi, restaurante, terase, piscine interioare, case de pariuri, săli de jocuri de noroc, nu putem intra fără certificatul verde. Deci, să înțeleg că nu se fac diferențe. Fără certificatul verde sau dovada vaccinării sau fără un test rapid PCR. Deci, asta denotă faptul că nu o să se facă nicio diferență. Ca să înțeleg. Deci, dacă asta înseamnă că nu se face diferență, atunci să înțeleg că la domnii muiști din Parlament, ministri din Parlament, nu înseamnă da și da înseamnă nu. Deci ei când o să ne zică că o să crească salariile, atunci o să taie din ele, iar când o să zică că o să micească pensiile, atunci o să le crească. Atât am avut de spus.